Daniel Radu e fermier și lucrează 1300 de hectare în județul Ilfov. De curând a strâns recolta de grâu și a obținut o producție de aproape 6,7 tone la hectar, mai mare decât anul trecut. Acum așteaptă prețuri mai bune pentru a vinde marfa. Prețurile nu sunt deloc bune, sunt cu 50% mai mici decât cele de anul trecut și ținând cont de faptul că am înființat culturile cu aceleași costuri, pentru fermieri va fi un an foarte dificil. Prețul grâului a început să crească, mai ales după jumătatea lunii iulie. Asta după ce Federația Rusă a anunțat că se retrage din acordul privind transportul pe mare al cerealelor din Ucraina. Spre deosebire de alți ani, în care prețurile materiilor prime erau în scădere în perioada recoltatului, anul acesta însă au crescut. De exemplu, în sudul țării, grâul de panificație s-a scumpit cu aproape 8% de la începutul lunii iulie, arată statisticile oficiale. Specialiștii avertizează că materiile prime se vor scumpi și mai mult după ce porturile și navele comerciale de la Marea Neagră au devenit ținte de război. De exemplu, cotațiile pentru grânele cu livrare în decembrie sunt deja mai mari cu 10 euro pe tonă decât cele pentru marfa care va fi livrată în septembrie. Prețul rămâne ridicat în acest moment din cauza, să spunem, războiului. Cele două țări, dacă se lovesc repetat, ba Ucraina, ba Rusia, nu vor face altceva decât să stranguleze efectiv drumul grâului din bazinul Mării Negre. Dacă cumulăm Rusia cu potențialul de export de anul acesta, Ucraina ajung la 38-40% din comerțul global cu grâu, deci extrem de mult. Pentru a-și proteja rutele comerciale, ucrainenii mizează tot mai mult pe exporturile cerealelor cu tirurile prin România spre portul Constanța. În plus, 30 de nave din porturile ucrainene de la Dunăre au primit acceptul de a intra în țară cu destinația Constanța. În aceste condiții, cu materii prime mai scumpe și unele facilități fiscale eliminate, procesatorii nu exclud noi creșteri de prețuri. Cei care vor dori să rămână în piață vor face ajustările necesare, fie vor renunța la a achiziționa pe stoc materie primă, vor reduce personalul. Avem în vedere și faptul că de câteva zile combustibilul a început să crească și va avea un impact asupra logisticii și cu siguranță va avea un impact foarte mare pe ceea ce înseamnă calitatea produselor. Reprezentanții procesatorilor mai avertizează că prețurile la raft vor crește oricum și după ce va expira perioada de 3 luni în care sunt plafonate adaosurile comerciale.